Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seara asta de GTA 5 Online. Și asta dată nu o să mergem pe munte, dar o să facem ceva mai interesant, deoarece am strâns câteva crate-uri și de această dată am intenția să le vând. Sunt destul de puțin pe server, de asta am și ales să le vând acum, că mă bazez pe faptul că nu o să vină nimeni să mi le fure sau să mă omoare, sper. Așa că hai să-i dăm spre ăsta și să vedem ce și cum. Lasă dacă vă place să apăsați și voi acel mic butonaj de like, îl faceați albastru și puțin mai mare. Mă motivează să postez în continuare. Cred că dacă dăm în față e bine. Ok, stand jump complet. Nu vreau neapărat să-l completez, dar na, s-a completat. Da, mai am ascultat melodia asta sau am văzut un clip cu melodia asta și mi-a rămas în cap, ce pot să zic, îmi pare rău dacă o să mai cânt pe parcurs. Aia, ce să-i faci? Da, știu, e un ăsta mai la sărăcie, dar o să luăm și chestii mai mari și mai frumoase în curând. Hai să vedem. Avem câte? 4 crate-uri? Hai să vedem. Hai, mă, pune-te acolo. Sell for 52.000? Hai. Ne rugăm să nu... Yo, enter the truck. Ne-a băgat-o pe asta. Așteptam să-mi dea avion. Ok, it's sale day. We've got it all in the back of the truck. Get the truck to the drop-off and we get paid. Rival outfits might come after us, so be careful out there. Pe departe? Să sperăm că nu foarte. La altă ordine de idei, în curând o să ne jucăm GTA și cu alte persoane, ceea ce o să fie și mai fun, pentru că mai multe persoane, mai multă distracție, o să facem și curse frumoase, să facem heisturile pe clip sau pe live, nu știu dacă să facem live. Și o să fie super, super interesant. Tăcă, nu știu ce. În față? Cred că da. În față, după aceea faci stânga, repede. Și da. Mai dau? A, lol, unde mă pune să fac stânga? Ok. Tâncă-tânc. Mă pune să le duc acolo. Nu! Răsturna tracul. Atâta. Asta îmi doresc să nu-l răsturn. Nu am unde-l pun. Alol! Doi din 18, oh my god. De unde trag? Că nu-mi dau seama. Ok. 4 din 18. N-am inventory body armor. Ah, uite care băiat, body armor. Nu așa. Vreau mai am eu viață. Dă-mi încerc oamenii să tragă. Opa, bune, mi-a scos deja armura.
Ei, țin cu acela, dacă vreți să ne batem. Mamă, sunt mulți. Wow, ok. Am murit. Ce să-i faci? Mamă, sper că nu mă dă de obicei așa departe. Și sold. Așa repede n-am inventat sell. Hai să stâniți ce aveau oamenii pe aici. Bine, le-am dat sell. Luam și bănuți, frumos, elegant, cât de cât. Luăm și mașina asta, îi spargem în geamul ăsta. Ce facem în continuare? Da, sigur, o să mă duc să îl încurc pe ăla să... Pare rău, îmi cer scuze. Să... Coaie, mi s-a spart o roată. Sigur, o să mă bat cu un tank, adică... De ce nu? Nu să-mi iau mașina întâi. Ok, nu mă duc să-mi iau mașina, mi-o comand, pentru că... Cred că ăsta ar sta mult și bine. Nu, Meriwether. Mecanic. You need something, huh? When you ride? Turismo Air. Let me know. I'll get there as soon as I can. Bounty Santonio, pe bune. Mi-a pus bounty, lol. Sper că vă place cum s-a tonat mașina asta, adică și cum am apucat să mă mai joc story mode și mi-a dat 500.000 și a zis hai să iau o mașină, mai ca lumea. Am luat mașina asta. Ceea ce bine-s. Hai să luăm și un pachet, pentru că, na, trece timpul. Și ce ordim și noi un pachet. Păi da, nu? N-am cumpărat tot ce se putea cumpăra în birou, am cumpărat doar firma și atâta. N-am cumpărat și locări și mai știu eu ce. Și safe și nu știu ce și nu știu cum. Față. Și ca puțin și ajungem la clădirea asta Mix Bank. N-am luat nici măcar ăsta, cum îi zice. N-am luat nici măcar garajul din ăsta, gen, e doar office-ul și atâta. Va micuț și simplu. Exact ce-mi trebuie ca să-mi comand alea. Ce camera de sus. Good to see you, boss. Ia să vedem, ne lasă. Să... Să nu vedeți parola. Și hai să luăm atâta, unul, pentru că nu am bonus de mai mult. Adică am bonus, doar că nu pot să iau în caz că îmi dă mai multe și nu pot să le iau pe toate. Trebuie să
tot să mă duc, să mă întorc, să mă duc, să mă întorc. Și e destul de enervant. Sit to the ground. Ce dracu, m-am pușcat în buză, ce dracu i-a făcut. It's there for taking. Get it and bring it back to the warehouse. Unde? Colect de bulion, deci... E bine să râd, pur și simplu. Cum să zică colect de bulion? Pe bune acum. Amuzant. Dracu, mă pune să opă aici. Mă rog, doar un crate. E bine că mă duc încolo, că o să am gen... O să pot să... fiu mai aproape de warehouse. Ceea ce e foarte bine. Adică mașina e foarte jos, deci la bordul nu prea... Nu-i prea plac bordurile. Aceste mașini. Fiind foarte joasă. Apară, să înceapă melodia aia de la Mission Impossible, care devine posibilă. Nu am unde mă pune să merg. Sper că mă pune doar să iau ăla. Mă pune să plec un camion ceva. Dă-te! Dar nu e neapărat un camion, e un van. Așa, și l-am ciordit. Ma, trebuie doar să sperăm să nu ne atace niciun rival, că văd că sunt două organizații, mai început sunt de motociclete. Deci, da, dubița asta nu e foarte rapidă, deci... Da. A, grozav. A, în curume. De ce nu? Perfect, în curume. Bine, e destul de aproape. Hai că ajungem. Ce naiba, nu suntem noi ciorditori profesioniști. Sunt ciorditor profesionist, ce naiba. S-a blocat, s-a oprit, a dispărut de pe hartă. Și am dat și deliver. Special cargo, delivered. Doar 10.000. Bă, dacă v-a plăcut acest episod, să spați pe like. Cam atât a fost. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.